Un ziar german publică un portret critic al președintelui Klaus Iohannis. Jurnaliștii spun despre șeful statului că nu reușește să impună în România reformele profunde. Mai mult că nu a împlinit toate speranțele și așteptările populației născute în momentul în care Iohannis și-a preluat mandatul. Ce mai scriu jurnaliștii, ne spune colegul meu Radu Tiliță. Radu, bună ziua! Bună ziua, Nadina, bun găsit tuturor. Jurnaliștii germani menționează faptul că în cei 7 ani de mandat Klaus Iohannis nu a reușit să implementeze promisiuni din raportate la temele mari promise în campanie și vorbim aici de promisiuni legate de justiție, de sănătate sau de educație. Totodată aceștia mai arată cu degetul către președintele României, spunând că acesta nu discută despre migrație sau despre faptul că peste 5 milioane de români au emigrat în vest în ultimii ani din cauza sărăciei. Legat de educație, aceștia menționează faptul că în anul 2021 temele sexuale sunt în continuare un subiect tabu, mai ales în țară, acolo unde avem cele mai multe mame minore din Europa, iar șansa unei reconcilieri istorice cu Ungaria a fost ratată în momentul în care Iohannis a utilizat retorica populistă la adresa minorității maghiare și ar turna gaz pe foc. Aceștia mai amintesc momentele în care președintele României se afla în campanie și discuta despre modul în care a reușit să achiziționeze 6 locuințe, iar în momentul în care a fost întrebat cum de alți profesori nu au avut același noroc, acesta a răspuns pur și simplu ghinion.